Bine ați venit la Fumarela, suntem în 5 noiembrie. Afară plouă frumos și aici în față avem un enochi alb. Nouă specie la Fumarela. Până acum am avut enochi auriu și asta e varianta albă. Multă lume mă întreabă cum se cultivă enochi. Deci, ăsta ne putem uita. E făcut în 21-a 9-a și astăzi e 5-a 11-a. Deci a trecut o lună și mai mult de jumate până când am reușit să scoatem ciuperci. Ideea la enochi, micelul e destul de agresiv și colonizează rapid săculețul, dar trebuie după aia mai lăsat un pic ca să se consolideze miceliu aici în săculeț. Deci cam o lună stă la incubat, cum ar veni. După care scoatem săculețul la fructificat. La enochi îi plac temperaturile mai scăzute. Deci undeva între 7 și 15 grade Celsius e perfect pentru specia asta. Și acum la săculețul ăsta i-au apărut niște primordii aici pe... Am văzut că i-au apărut primordiile pe margine după ce am pus săculețul la fructificat și atunci i-am făcut niște tăieturi ca să iasă ciupercile astea și să se dezvolte primordiile aia după margine. Dar între timp au făcut și primordii aici sus. Și atunci când am pus săculețul la fructificat, doar că l-am lăsat închis și am făcut două tăieturi aici. Am zgâriat foarte puțin acolo în partea de sus și l-am lăsat așa. Și primordiile au apărut cam după o săptămână, două, după ce am pus săculețul la fructificat. Ciupercile au crescut după aia destul de rapid, dar au durat mai mult, deci până s-au format primordiile. Așadar, enochi. E o ciupercă foarte gustoasă. Dacă ați gustat vreodată din natură sau dacă ați gustat, mai sunt în, la câmpie, îi zice ciuperci bureți de rouă. Sunt niște ciuperci așa micuțe, se fac la câmpie și au gust asemănător cu enochi. Deci, practic, când le gătești, se topesc așa și au o aromă foarte bună și un miros foarte plăcut. Da. Și acum o să le culegem. Le culesi foarte ușor, că se rup, o să le rup astea de aici, deci curăț rumegușul ăla și restul e excelent. Enochi ăsta alb îl găsiți și în magazine, vine din China sau din Coreea, nu știu de unde, dar uite că se poate cultiva și la noi. Cu micel lichid de la Fumarela. Puteți să găsiți micel lichid pe fumarela.ro. Aici, în partea asta, nu s-a dezvoltat așa bine, probabil s-a dat toată energia aici sus și acolo. De fapt, astea le mai putem lăsa să crească, dar acum le culeg toate și las săculețul curat, pentru că enochi are tendința să fructifice de mai multe ori. Deci, îl mai putem lăsa o dată la fructificat. Din câte am văzut, fructifică tot așa tot așa abundent și a doua oară. Uitați ce frumos. Deci, astea sunt plăcerile ciupercăritului, plăcerile cultivatorului de ciuperci, că o să-și cultive ciuperci de genul ăsta. Uitați ce frumos rezultat avem. Cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi.
Până data viitoare, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un subscribe la canalul meu de YouTube. Mă găsiți pe Facebook, la Șumăreala, unde mai tot postez ce se mai întâmplă pe la Șumăreala. Dacă vreți să vă cumpărați și voi miceli de kids sau kituri de cultivare, inclusiv pentru enochi, puteți intra pe site-ul șumăreala.ro. Acolo găsiți și miceli de kids de enochi alb, cum se vede aici. Deci, pe șumăreala.ro pentru tot ceea ce vă trebuie pentru cultivarea ciupercilor. Și până data viitoare, să aveți sport!